Când am început să învăț câte una alta despre voce și credeam că gata, acum știu, câteodată era mai rău. Pentru că împingeam prea tare, prea mult aer, prea puternic. Și eu cântam ceva mai soft, da? Și bineînțeles, când aveam ceva puternic de cântat, mă retrăgeam așa în mine și ieșea un sunet. Țin minte că colegii mei de trupă, de la vremea aceea, înfiripasem o trupă rock, spuneau, arătați-i Simonei un șobolan, ceva, ca să strige mai tare. Ce vremuri! Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video, la Ai Voce. Așa cum vă spune și titlul, o să abordăm astăzi subiectul legat de răgușeala în voce atunci când cântăm sau după ce am cântat. Răgușeala este ori o sonoritate mai aspră a vocii, ori aer mult, ori sunetul strâns și tensionat. Eu sunt Simona Rusu, antrenor vocal certificat în tehnica CVT prin studiul cu profesor autorizat internațional și în prezent studiez tehnica vocală CVT chiar la Institutul din Copenhaga CVI. Dorința mea este ca prin intermediul acestor filme pe care le fac aici să abordez diferite situații sau probleme care pot apărea atunci când cântăm, când ne folosim vocea, fie că este în mod amator sau profesionist. Nu vom vorbi despre problemele care apar datorită unor chestiuni medicale, nu este aria mea de expertiză. Aș dori să vorbim un pic despre problemele care cauzează această răgușeală atunci când cântăm sau după ce am cântat. Câteodată se întâmplă să răgușim chiar înainte să cântăm. Sunt câteva motive pentru care această răgușeală apare și unul dintre ele este teama, frica de scenă sau frica de performanța în sine. Poate că este un moment important, plin de așteptare sau este cineva în auditoriu care știi că are urechea ascuțită și deja îți imaginezi ce părere sau opinie o să-și facă despre felul cum tu interpretezi. Sau poate că tu ești nesigur pe abilitățile tale. Asta este ceva foarte comun întâlnit în vocaliști. Mai ales dacă ești la început de drum, ce se întâmplă cu vocea atunci când noi ne temem, atunci când te îndoiești de abilitățile tale, atunci când poate chiar nu ești sigur. Te antrenezi, dar știi că depinzi de ziua aceea bună pe care să o ai ca să-ți iasă notele acelea înalte, acele pasaje mai dificil de interpretat. Cântatul este mental. Pornește foarte mult de acolo, conexiunile care se fac, comenzile pe care vocea le primește, deci comenzile interioare și factorii externi care stimulează, care ne influențează. Această teamă face ca echilibrul în suportul respirator, conexiunea între vocea ta și suportul respirator să nu mai fie stabilă. Asta înseamnă că curgerea aerului sau flow-ul de aer nu mai este constant și drept susținut la fel. Sunt fluctuații. Odată iese mai mult aer, mai puțin. Vocea se strânge când e mai puțin, vocea se usucă când e foarte mult aer. De asemenea, la răgușeală contribuie mușchii constrictori. Se numesc astfel, ei sunt aici, în jurul laringelui și rolul lor este de a se contracta. Acești mușchi îi simțim, de exemplu, când avem o frică foarte mare și ne blocăm sau când trebuie să ridici ceva greu și să te pui un efort. Așa că dacă suportul nu este folosit corespunzător, vocea compensează. Compensează cu ce? De exemplu, compensează cu mușchii constrictori. Aceștia se încordează încercând să suplinească puterea, forța, tăria care ar trebui să vină din suportul respirator. Cutia vocală, laringele, este strâns. Oarecum înțepenește acea flexibilitate despre care am vorbit, nu prea mai e acolo. Partea aceasta a gâtului nu este zidită pentru așa ceva.
Așa că dacă alte elemente preiau responsabilitățile altor elemente, vă dați seama ce haos se întâmplă acolo. Și atunci vocea devine tensionată, simți că dacă mai cânți o notă o să fugă vocea, pentru că totul este strâns acolo și nu mai simți lejeritate, libertate. Un alt motiv pentru care mai poate apărea răgușeala este îndelunga folosință a vocii. Pentru că vocea noastră este folosită la anumiți parametri zilnic de către fiecare într-un mod diferit. Însă, artiștii, vocaliștii, vorbitorii în public, profesorii și, ce știu, vânzătorii sau oamenii care susțin conferințe, actorii, ei își folosesc vocea mai mult decât de obicei și nu doar că o folosesc într-un mod relaxat, trebuie să dețină o oarecare tehnică corectă pentru a nu obosi prea repede, pentru a nu răguși. Dacă se întâmplă să fii vocalist și să ai un concert în care tu cânti muzică mai gălăgioasă, în care strigi, în care exprimi o gamă largă de sentimente precum furia, extazul, devoțiunea, mânia, durerea, trebuie să te implici cu totul și cu totul înseamnă inclusiv vocala. Asta înseamnă că sunt multe ajustări care trebuie făcute în voce ca ea să funcționeze optim. Dacă obosești, răgușești sau simți tensiune în voce după un asemenea concert, este de multe ori de înțeles și natural, pentru că vocea nu este obișnuită să fie folosită la nivelul acela mereu. Este ca într-un sport, da? Dacă noi ne apucăm să tragem de greutăți, dar nu suntem obișnuiți, ne antrenăm ceva, dar avem așa o dorință să ridicăm o greutate pentru care nu ne-am pregătit. O să simțim durere în mușchi, dar trece, da? Și lecția pe care o învățăm, care este? Antrenează-te, pregătește-te pentru asta. De aceea există conceptul de pregătire și de muncă și de exersare și implementare a unor principii sănătoase în lucrul cu vocea și munca. Așa că iată soluția care stă la baza oricăror probleme vocale în general și aici vorbim despre răgușeală în special. Aplică tehnică vocală corectă. În tehnica vocală completă se vorbește foarte mult despre importanța suportului respirator, acesta fiind și un principiu de bază oricum în toate tehnicile vocale întâlnite. Învață să-ți cunoști punctele de suport, care sunt mușchii care trebuiesc activați pentru un anumit fel de cântat. Când strigi, unde trebuie să simți suportul? Ce mișcare trebuie să ai în suportul respirator? Dacă vrei să cânti dulce și soft, cum trebuie să simți mișcarea? Da? Deci sunt anumite detalii care, dacă sunt lăsate la o parte pentru că, hei, respirăm, umflăm burta, avem diafragmă, tot e tare aici, gata. Nu este suficient. Sunt detalii la care trebuie să lucrăm. Cei care sunt experimentați știu. Aceste răgușeli de circumstanță se întâmplă. Da, pentru că vocea este un instrument sensibil, delicat, care funcționează cu multă grijă și rezultatele optime nu vin așa, bătând din palme sau la un hocus pocus. Nu există soluții magice pe care le aplicăm și totul este exact așa cum am visat. Eu personal m-am izbit de această problemă cu răgușeala și tensiunea în voce ani de zile. Eu am început să cânt în perioada adolescenței, pe la 14 ani, și fără niciun ghidaj, pur și simplu din pasiune pură, bineînțeles că am început să răgușesc, să mă tensionez, să-mi fugă vocea într-un mare fel. Într-un mare fel în care mai mult băieților le fuge vocea. Eu aveam o grămadă de fete în jurul meu care nici ele nu erau experimentate sau nu aveau antrenor vocal pe vremea aia, nici nu știai tu că exista antrenor vocal. Fetele acelea nu aveau aceste alunecări vocale, dar eu da. Și m-am complexat foarte mult. Apoi cântam și
Oamenii spuneau ce caldă e vocea ta, ce plăcut sună, dar numai eu știam că speram să am ziua aceea bună, în care totul sună bine și pasam părțile mai grele, mai complicate, mai înalte, partenerei mele de cântat, îi redădeam ei pentru că ea putea și putea într-adevăr, iar eu nu puteam. Bineînțeles că era doar percepția mea bazată pe anumite nereușite, de asta spun, și teama aceea de scenă era maximă peste mine, îmi plăcea să fac asta, dar mi-era frică că o să o dau în bară, că o să dezamăgesc, că ce o să creadă oamenii despre mine care mă ascultă, nu, că eu nu pot să mă sui acolo să dezamăgesc și așa mai departe. Și această teamă a fost cu mine o foarte mare bucată de vreme pentru că nu știam ce să fac. Să nu depind de o zi bună, să nu depind de o pasă bună în vocea mea, când, hei, a ieșit și mâine, pauză. Da? Așa că apărea răgușeală, apărea alunecare, tensiune, simțeam vocea că dacă mai scot un sunet, ca și cum plesnește. Dar după aceea eram ok, a doua zi vocea mea era în regulă, da? Astea sunt indicații de tehnică vocală inexistentă, nici măcar nu pot să spun că tehnică vocală aplicată mai greșit. În cazul meu era vorba de o tehnică vocală inexistentă. Când am început să învăț câte una alta despre voce și credeam că gata, acum știu, câteodată era mai rău. Pentru că împingeam prea tare, prea mult aer, prea puternic. Și eu cântam ceva mai soft, da? Și bineînțeles, când aveam ceva puternic de cântat, mă retrăgeam așa în mine și ieșea un sunet. Țin minte că colegii mei de trupă de la vremea aceea, înfiripasem o trupă rock, spuneau, arătați-i Simonei un șobolan ceva ca să strige mai tare. Ce vremuri! Deși am trecut prin nenumărate momente de răgușeală din aceasta ocazională datorită presiunii vocale nedorite din lipsa de tehnică, iată-mă aici, putând vorbi și vorbesc mult, pentru că sunt antrenor vocal, profesor la școală, cânt și vocea mea este în regulă. Ceea ce a făcut diferența pentru mine și nu doar pentru mine a fost tehnica vocală aplicată corect. Principii de bază bine puse la punct și nu spun că gata, sunt la nivelul finish, n-am nevoie de mai mult, absolut că nu. Eu am în continuare mentor și profesor de la care învăț, care lucrează cu vocea mea, care mă învață lucruri și o să fiu tot timpul, toată viața mea deschisă pentru noile cercetări și descoperiri care se fac în domeniul vocal ca să le pot lua și aplica în cazul meu și dată mai departe elevilor mei. Niciodată nu este destul, dar tehnica aplicată corect, cum am spus, principiile de bază, începând cu suportul, da? Cu folosirea corectă a aparatului, setările în gură, în laringe, pe care noi putem să le generăm, astea creează obiceiuri bune pentru o voce sănătoasă, care în timp va cânta așa cum îți dorești. Dar e muncă, da? Așa că bine ai venit în club, în clubul vocaliștilor. Asta e așa un pic o lecție de tocilar vocal, pentru că, știți, noi toți începem, vreau să cânt și artă și frumos și minunat, până te izbești de primul zid, fiecare are zidul lui, primul. Deci răspunsul stă în tehnică vocală aplicată corect. De multe ori avem nevoie de ghidaj pentru asta. Unii suntem autodidacți foarte buni. Eu mi-am fost autodidact mulți ani, din diferite motive, începând de la cele financiare, până la cele de logistică, să spun așa. Nu găseam pe cineva care să mă ajute așa cum îmi doream. Am trecut prin mai mulți profesori și totul era pe tehnică tradițională, fără nicio relevanță în muzica rock pe care eu vreau să o interpretez, sau muzica pop. Și așa mai departe. Vom vorbi într-un alt filmuleț despre povestea mea și experiențe din parcursul meu muzical. Poate cine știe, vă relatați și voi dacă ți-a plăcut acest film și consider că ai plecat de aici încurajat poate sau cu
o noțiune nouă sau cu o curiozitate stârnită pentru a face ceva în legătură cu vocea ta, ceva care să te aducă mai aproape de vocea la care visezi, nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul pentru notificări. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video și ne vedem data viitoare la Ai Voce cu o altă discuție interesantă și cu soluții pe care le putem aduce ca să rezolvăm probleme comune în lucrul cu vocea.